Bine, atunci eu propun să încep. A, da, mai avem, poftiți. Cu Luca Vitalie, jurist, în Vlocea. Luca, da. Domnule, ia, cred să vreau campanie de stacolul de sediul magazinului, cred că eu să dau. Așa, atât. Și deja cine se apropie. Bine ați venit! Vă salut din numele Camerei de Comerț și Industrie. Este ultima ședință în anul curent, în format dialog public-privat. Cunoașteți că Camera de Comerț are 3 comitete sectoriale, industrie, agricultură, comerț. Și iată, astăzi noi ne-am propus, în parteneriat cu primărie, să organizăm aceste discuții, prezentări și consultări cu referire la taxe locale pentru anul viitor. Într-adevăr, suntem la finele anului și vin mai multe schimbări în legislație de la început de an, inclusiv partea ce ține de fiscalitate și taxe locale. Ne bucurăm că avem o colaborare foarte bună cu Primăria Municipiului în baza unui acord de colaborare care am semnat încă în anul 2020 și avem colaborări pe mai multe dimensiuni, inclusiv dialog public-privat, inclusiv instruirea antreprenorilor, promovarea produselor autohtone locale. Și unul din domenii este acest dialog cu autoritățile publice locale și membrii Camerei de Comerț și Industrie, reprezentanții din diferite sectoare, business-ul, producători, comercianți, importatori, exportatori, deci absolut toate categoriile. Conform registrului membrilor Camerei de Comerț și Industrie, noi avem circa 480 de companii din municipiul Chișinău care sunt membrii Camerei de Comerț și astăzi mulțumim că ați acceptat invitația să participați la acest dialog. Exact acest format de discuție noi am avut și un an în urmă, cred că aduceți aminte, când am pus în discuție taxe locale pentru anul 2023. Și atunci, într-adevăr, au fost mai multe propuneri și multe au fost acceptate și foarte mult în cadrul acestor discuții s-a clarificat, s-a explicat metodologia, modul de calculare și achitare. Noi cunoaștem că fiecare an taxele acestea sunt revizuite și conform unor recomandări experților sunt ajustate și la, la partea ce ține de inflație. Și sigur că dorim să aflăm astăzi mai multe detalii despre acele taxe care primăria propune pentru anul viitor, în ce măsură acestea sunt revizuite, majorate, modificate, să avem aceste discuții pe parcursul oră, oră jumate, când o să avem, cât timp o să fie necesar. Și în final să fie o claritate și pentru toți membrii Camerei de Comerț și Industrie și în cel mai mult propunerile, opiniile dumneavoastră să fie auzite, să fie luate în considerație la definitivarea acestui document important. Ca agenda, noi o să avem prezentare din partea reprezentanților primăriei, dar pentru început aș dori să ofer cuvânt de salut doamnei viceprimar, doamna Olga Ursu, cuvânt pentru membrii Camerei pentru mediul de afaceri. Vă rog. Bună dimineața încă o dată. În primul rând și eu vreau să mulțumesc la rândul nostru Camerei de Comerț pentru conlucrarea pe care o avem. Într-adevăr, pe mai multe domenii, de mai mulți ani la rând, această consultare a taxelor sau a proiectului de decizie pe, pentru taxele pentru anul viitor o facem deja nu prima dată. Noi, ca Primăria Municipiului Chișinău, în fiecare an încercăm să consultăm aceste taxe nu doar aici, în cadrul Camerei de Comerț și Industrie, dar le consultăm și cu toate asociațiile de business, cu toate consiliile consultative pe care le avem pe lângă Primarul General al Municipiului Chișinău, astfel ca toți să poată să-și aducă aportul, dar în primul rând să înțeleagă cum sunt ele aplicate, aceste taxe, și ce stă la baza ajustării acestora în fiecare an. Eu vreau să amintesc, să fac o mică retrospectivă, probabil unii dintre dumneavoastră cunosc, dacă ați mai fost la consultările anterioare, noi în anul 2020 am încheiat un acord de colaborare cu programul USAID Comunitatea Mea, un program care ne-a ajutat să înțelegem cum este stabilită sau cum sunt stabilite taxele în regiune, astfel ca să avem un mod previzibil de aplicare al taxelor an de an și în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău. Această metodologie, să o numim a taxelor, a fost aplicată începând cu anul 2021.
Doar că ea prevede ajustarea nivelului taxelor locale pentru anul viitor la rata inflației, rata medie a inflației anului precedent. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine și, apropo, până în anul curent, noi am aplicat această metodologie pentru că am avut cumva o rată plus-minus constantă, o creștere constantă rata inflației, dar având în vedere că anul trecut rata inflației medie a fost una foarte ridicată, aproape 30%, noi nu putem să punem presiunea financiară pe business pentru anul viitor, înțelegem că este o creștere foarte mare, de aceea am avut mai multe discuții în executiv și am luat decizia să menținem practic taxele la nivelul creșterii care a fost prognozat și care a fost aplicat pentru anul 2023, respectiv propunerea este de a crește taxele pentru anul viitor cu 6%. Noi înțelegem foarte bine că taxele formează sau sunt veniturile municipiului Chișinău, doar că acestea constituie o parte foarte mică din veniturile totale, sub 13%. Respectiv, pentru a crește volumul de investiții, noi avem nevoie să creștem și volumul de venituri la bugetul municipal, dar iarăși am să repet, nu pe seama agenților economici, nu pe seama antreprenorilor în acest caz. Ca niște cifre să vă dau, noi prevedem să încasăm anul viitor cu această creștere care am menționat-o din taxele locale, suma de 382 milioane lei. Este ca prognoză cu 24 de milioane de lei mai mult față de anul precedent, 2023, unde avem o prognoză de 346 milioane de lei. Respectiv, eu aș vrea mai întâi să o ascultăm pe Dumitrița, să ne facă o mică prezentare pe taxe și am să vă rog, dacă aveți întrebări, să vi le notați, că o să trecem la ele nu pe parcurs, dar la sfârșitul prezentării, ca să nu întrerupem această prezentare. Mulțumesc! Ok. 24 urmează să încasăm în bugetul municipal suma de 382,5 milioane de lei. Și aici vedeți cele mai semnificative taxe. Cea mai semnificativă fiind cu 50% este taxa pentru unitățile comerciale cu 223 de milioane de lei încasări. Invers trebuie să o opinez. Da. Nu mă opresc aici. Doamna viceprimar a menționat ce a stat la baza ajustării taxelor locale pentru anul 2024. Taxa pentru amenajarea teritoriului. Cota anual va fi de 185 de lei. Urmează a fi încasată 42 de milioane de lei din această taxă. Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrative teritoriale cu o cotă de 0,3% din venitul din vânzări ale bunurilor declarate la licitație sau valoarea biletelor de loterie emise. Și se urmează fi încasate 12, aproape circa 13 milioane de lei din această taxă. Taxa de plasare a publicității cu o cotă de 5,8% și cu o încasare de 2 milioane de lei. Taxa de aplicare simbolice locale, cu o cotă anuală de 0,3% și cu o încasare de 1 milion de lei. Taxa pentru unitățile comerciale și sau de prestări servicii. O să vedem pe parcurs care vor fi cotele pentru fiecare unități. Urmează a fi încasat în buget din această taxă în sumă de 224 de milioane de lei. Și aici urmează deja descifrat ce cuprinde această taxă și care sunt tipurile de unități comerciale sau de prestări servicii din municipiul Chișinău. Așa, avem pentru deci, prima poziție avem parcul comercial, centrele comerciale, mall, case de comerț, magazine universale. Deci, până la 1000 de metri pătrați urmează să fie aplicată cota de 29 de lei metru pătrat.
de la 1001 metri pătrați, 23 de lei metru pătrat. Pentru magazinele, supermagazinele, hipermagazine și așa mai departe, după competență, deja în dependență de metru pătrat. Deci până la 50 de metri pătrați, 4900, de la 50 întreg și 1 până la 100 metri pătrați, 6100 și așa mai departe. Librării la care se comercializează doar cărți și birotică, cota anuală va fi de 1100 de lei. Pentru farmacii cu suprafață comercială, deci până la 50 de metri pătrați 9300, de la 50 întreg și 1 până la 100 metri pătrați 11100 și așa mai departe, vedeți pe slide. Secțiile comerciale, deci până la 5 metri pătrați taxa va fi de 2100, de la 5 întreg și 1 până la 10 metri pătrați 2400, 10 întreg și 1 până la 20 de metri pătrați 3200 și de la 20 întreg și 1 până la 30 de metri pătrați 4000. Următoarea poziție este complexe de alimentație publică. Deci până la 3 unități va fi aplicată taxă de 14700, de la 4 unități și mai mult 24500 de lei. Restaurantele, până la 50 de locuri cota anuală va fi de 10200, de la 51 până la 100 de locuri, 14.500, mai mult de 101 locuri, 19.200, sala de festivități, 21.700 și restaurante de servicii animale, 6.100. Cafenelele, deci până la 50 de locuri, 6.100 de lei cota anuală, mai mult de 51 de locuri, 8.500. Pentru copii, fără băuturi alcoolice și articole de lingerie, 6500 și cofetăriile 4100 cota anuală. Pentru sălile de degustație, cota anuală pentru anul 2024 va fi de 4500 de lei. Pentru baruri, până la 30 de locuri, 6000 de lei, mai mult de 31 de locuri avem 8400 de lei. Disco, video, 16.750, bar biliard, 8.500. Pentru bodeci, cota anuală pentru anul 2024 va fi de 12.300. Tak, continuile și... Da, dar ce mi permiteți, ca să nu mergem ca să trecem exact, mai repede de fiecare poziție, fiindcă ca număr de criterii sunt foarte multe, da. Noi urmăm pe aceeași abordare, pe fiecare tip al unității comerciale, s-a examinat numărul unităților la moment activi care sunt în municipiul Chișinău, s-a efectuat comparația cu cota stabilită pentru anul 2021, 2022, 2023 și respectiv s-a mers pe metodologie care a menționat-o și doamna viceprimar, cu majorarea taxei în volum de doar 6% față de taxa care a fost stabilită în anul 2023. Pe anumite poziții s-a mers doar pe rotungire, fie în plus, fie în minus, ca să fie mai comod ulterior la procesul de depunere a declarațiilor către Inspectoratul Fiscal. Este exact aceeași abordare, vedeți exact aceleași poziții, în mare parte. Da? Noi am intervenit doar cu anumite concretizări pe anumite denumiri ale unităților comerciale, reșind și din cele care la moment sunt specificate în clasificator, dar ceva nu foarte esențial, dacă ceva îmi scapă, domnul Grigore Viviriță, poate aveți informații mai ample, anume pe ce modificări în general. Bună ziua tuturor! Referitor la anexa 3, anumit taxe pentru unități comerciale, nu s-a intervenit, după cum a comunicat și domnul viceprimar, domnul șef, foarte mult. S-a intervenit urmare modificări legislației ce sunt de activitate în baza patentei de întreprinzător, respectiv s-a exclus scutirea sau prevederea referitor la scutire de taxe pentru tarabite, șghele din hale, piețe, ghirete pentru deținătorii de patent, urmare modificării legislației. Centrul de agrement s-a, pentru a aduce o claritate și totodată a fi o taxă echitabilă, s-a divizat sau s-a structurat pe suprafețe până la 500 de metri, de la 500 de metri la 1000 și mai mult de 1000 de metri.
Și respectiv urmarea divizării pe suprafețe s-a stabilit și cote diferite. În cazul centrului sportiv aceeași situație s-a divizat pe suprafețe până la 500 de metri și peste 500 de metri. Cei țin de activitatea prin intermediul unităților de comerț electronic, urmarea modificării noțiunii în anexa 5 la legea 281 nomenclator, noțiunea de unitate de comerț electronic, magazin online, s-a substituit cu noțiunea unitate comercială de comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comerț sau prin internet, însă în paranteze, dat fiind faptul că avem notificate peste 600 de unități de comerț electronic, magazin online, s-a păstrat noțiunile vechi pentru a fi o claritate și pentru contabil și pentru inspectori fiscali, atâta timp cât agenții economici vor opera modificări și vor aduce concordanță tipul unității conform notificat anterior, conform prevederilor actuale ale legii. În aceeași situație sau pe același principiu s-a mers, s-a păstrat scutirile de taxe, sau mai bine spus, reducerea 50% pentru unități de comerț sau unități care se desfășoară activitate prin internet pentru primul an de activitate, este păstrată scutirea 50%. Pentru unitățile proprii, ideea este că municipalitatea merge în continuare pe măsuri de sprijin către producători autohtoni în condițiile în care aceștia desfășoară activitatea în cadrul iarmăracilor și târgurilor tematice. Avem prevăzute scutirile care au fost sau au existat pe parcursul anului precedent. În același timp, noi mergem și pe procedura de scutire de taxe în cazul întreprinderilor care practică activitate de antreprenoriat social. Adică noi am prevăzut-o în prezentul proiect de decizie, exact așa cum a fost și în cadrul anului precedent. De fapt, nu s-a modificat ceva anume cu partea asta. Facilități pe care le oferea așa anterior municipalitate. Bun, mulțumim. Mai aveți de prezentare sau putem trece la... Da, taxă. Taxa de piață, cotele deci vor fi 17.970 de lei. Urmează fi încasată 13.954 de pe urmă aceste taxe de piață. Cotele taxe de piață propuse pentru anul 2024 în orașul Chișinău, deci 17 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto, amplasate în periferia orașului, regim scurt de activitate de la 1-3 zile, 21 lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele de tip second hand, 56 de lei pentru fiecare metru pătrat pentru piețele alimentare, agricole, nealimentare și mixte, 80 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele auto-amplasate în teritoriul orașului cu regim scurt de activitate de la 1 la 3 zile, 82 lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru celelalte piețe de flori cu regim de activitate non-stop, 96 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele auto-amplasate în teritoriul orașului cu regim de activitate de 6-7 zile și 970 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele de flori amplasate în perimetrul parcurilor de cultură și odihnă cu regim de activitate non-stop. Prezentarea aceasta cu acceptul dumneavoastră noi o să plasăm și pe site-ul Camerei de Comerț, da, pentru că mai da. Mulți fac fotografii sau o transmitem la participanți. Da? Bine. Taxa pentru cazare, cu o cotă de 5,3%, 26 de milioane de lei la fi încasat în aceste taxe. Taxa pentru prestarea serviciului de transport auto de călători pe teritoriul municipiului, orașelor și satelor comunilor. Numărul rutelor este neschimbat. Vedeți, după cum vedeți, rămâne la anul prezent, 2023. De pe urma acestei taxe urmează fi încasate 9.518.000 lei. Deja aici sunt rutele. Taxa pentru parcare, 35 de lei. Urmează fi încasată 12.250.000 de lei primit. Taxa pentru dispozitivele publicitare,
Deci avem 865 de lei și 400 de lei pentru fiecare metru pătrat al mașinii, publicitare afișate pe la vehicul. Urmează a fi încasat 11.180 de lei. Taxa de salubrizare rămâne iarăși la nivelul anului 2023 de 10 lei lunar. Urmează a fi încasat 28 de milioane de lei de pe această taxă. Deci, da, deci taxe de 10 lei, care sunt înlesnirile de la plata acestei taxe, conform codului fiscal. Persoane de vârstă pensionară, persoane de disabilități severe și accentuale. Taxa de 120 de lei pentru deratizare și cum ați zis dumneavoastră, deratizare, nu este pentru taxă de deratizare, este scris taxa pentru salubrizare și este salubrizarea teritoriilor de uz comun. Nu este legat cu deratizarea absolut în niciun mod. Da, dacă aveți întrebări, haideți să notați-vă-le și noi discutăm după. Așa, mai jos este sistemul prin care este reglementată această taxă și prin care se emit ordinele de plată sau vizele de plată. Taxa de la posesorii de câini, cota e de 120 de lei anual pentru fiecare câine. Deja înlesnirile, subiectul impunerii. Și deja ce a stat la baza elaborării proiectului de taxe locale, articolele din noua legislație și deja propunerile care au parvenit din cadrul direcțiilor de resort. Da, mulțumim foarte mult. Atunci putem să trecem la întrebări și răspunsuri. Cu siguranță, cred că majoritatea ați făcut cunoștință cu acest proiect. El a fost publicat, prezentat spre consultări și mai mulți dintre dumneavoastră ați venit azi deja cu întrebări și propuneri concrete. Vreau doar să menționez că pe parcursul acestui an noi, Camera de Comerț și Industrie, am avut o colaborare foarte bună cu Direcția Economie, Comerț și Turism în contextul elaborării strategiei comerțului interior în municipiul Chișinău până în anul 2030 și chiar văd în sală participă cei care au contribuit la elaborarea acestui document cu care noi am consultat reprezentanții piețelor, magazinelor și chiar în cadrul acestui exercițiu de consultări pe bază strategiei, tot au fost propuse unele modificări la capitolul taxe locale, în special din partea piețelor, administratorilor piețelor, care vizează nu mai mult, cred că, cota, dar însăși metodologia, principiile de formare a acestor taxe. De aceea, dacă o să doriți, astăzi puteți la fel să vociferați aceste propuneri încă o dată, ca să fie auzite și poate încă o dată clarificate așteptările dumneavoastră. Propun să trecem la întrebări. Rugăminte înainte de întrebare, vă prezentați și discutăm, deja precizăm unele lucruri. Da, doar dacă îmi permiteți, doamna Carine, vă mulțumesc mult. Mă numesc Roman Bitiuc, sunt șeful Direcției Generale Economiei, Comerț și Turism, Consiliul Municipal Chișinău. Într-adevăr, am avut o colaborare foarte bună cu Camera de Comerț și Industrie. Mulțumim pentru disponibilitate, pentru faptul că și la momentul actual, sigur, platforma asta necesară de dialog public-privat, pe care dorim să o dezvoltăm și în continuare și, respectiv, avem în proiectul strategiei pe care o propunem spre Consiliul Municipal Chișinău, anume dezvoltarea acestui concept, acest instrument de comunicare publică-privată pe toate domeniile, în special cea a comerțului, dacă mă refer la subdiviziunea pe care o conduc. În primul rând, vreau doar să înțelegem și să știm că la momentul actual ceea ce ne propunem ca administrație publică locală pe filiera taxelor locale, o propunem reieșind din prevederile legislației în vigoare. Da? Eu înțeleg că există posibil mai multe propuneri a agenților economice, a celor care au participat la consultațiile publice a proiectului de strategie, dar care necesită, în primul rând, modificarea cadrului legislativ,
Și doar după aceasta, eventual, examinarea acestor propuneri în contextul stabilirii taxelor locale. Da? Adică vreau să reieșim din acest aspect, în primul rând. Acum avem un cadru reglementator care prevede anumite situații. Reieșim din ceea ce există la moment. Pentru viitor, iarăși ziceam, reieșim din platforma pe care ne propunem să o creăm, această platformă dialog public-privat, inclusiv să colectăm propunerile de modificare a cadrului normativ și să le înaintăm din numele autorității locale spre examinare către autoritățile centrale conform competenței. Da? Da, mulțumim pentru precizări și atunci oferim cuvântul membrilor camerei. Vă rog, cine primul dorește să intervină cu întrebări? Eu da, pot să încerc să mai băt în gătăs. În primul rând, noi când fixăm niște taxe, niște impozite, vrem să avansăm să, în economie, da? Adică să facem creștere economică într-o perioadă. Să nu o stopăm. Să nu o stopăm, da? Ceea ce se întâmplă de 30 de ani, dar nu e invers. Stopăm, 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 stopăm. Asta chiar însuși simplă taxă de piață. Era taxă de piață introdusă din 97 de către domnul Burechea, unde ne-au pus piețele să semnăm că suntem de acord, dar au ieșit cu inițiativa Calea Basarabiei, care nu plătește taxă de piață, fiindcă centru comercial. Și piața centrală, care tot, dacă își plătește, oricum, nu-i privată. Și au spus că e o taxă modică, o taxă simbolică, care până la ziua de astăzi, taxa asta simbolică nu e altceva decât încă 20% TVA. Și domnul de la Direcția de Comerț el a spus e vin cu scutiri pentru producătorii autohtoni. Deci, târgurile care le organizează ei, contrar legislației pe care ei spun că o respectă, sunt scutiți autohtonii. Eu vreau să facem cumva un experiment, să vedem câți belgieni, câți francezi, câți englezi, câți cetățeni ruși, la urma urmei, vând la piețele noastre străini, care voi le numiți străini, ca autohtoni, numai să cei care priți voi, le dați cel mai bun locuri, în centrul Chișinăului, astră sărat merge cel bătrân dintr-o alee, astră sărat iar în piață, și îi numiți autohtoni. Oare nu e o insultă pentru ceilalți care lucrează la noi, bieți sărani? Ăștia cine? Nu sunt autohtoni? Ăștia cine sunt? Acum, taxa de piață, când a fost inclusă, a fost taxa de piață, se lua din venit. Și normal. Taxezi un venit. Taxezi o afacere care aduce venit. Ei au introdus-o pe urmă de la metru pătrat. Lor le încot de venitul tău, îi ți-au pus metru pătrat și în pandemie, când tot ei te-au închis, trebuie să plătești taxa de piață, fiindcă ei de la metru pătrat, ei nici nu interesează. Că ai avut un venit trei luni, că n-ai avut venit. Cum și cu arenta am plătit-o, cum fiu mai bine deșteptul ăsta de Chicu și în loc să ajute lumea atunci. El nu numai că nu ne-a ajutat, dar ne-a pus amende pentru faptul că am plătit cu întârziere, mai zic, impozitele statului. Da, cum să-l plătești la timp dacă eram închiși? Dintr-o parte ne-au rugat să lăsăm lumea la serviciu, i-am lăsat pe toți, adică am plătit salariul, complete, și la urmă ne-au și amendat că n-am plătit la timp. Dar trebuie să fie atât de... E clară întrebarea dumneavoastră, cred că. Nu e clară deloc întrebarea. Că nu a fost întrebarea. Prima. A fost prima. Comentarii, ar fi da. Normal. Acuzații, în mare parte, nu comentarii, da, dar în fine. Da, acuzații grave. Da. Noi vă ascultăm întrebarea. Dacă ne-ați promis, ne-ați spus că ne iubiți. Dacă poate faci... discutăm la subiect, da, fiindcă mai vor și altcineva să se expună. Ar trebui, mă zic, că având majoritatea care o dețineți în Consiliul de câți ani de acum, să schimbați.
nu de la metru pătrat. Fiindcă când ați făcut la metru pătrat, s-a făcut ca să protejeze piețele care sunt mici, dar au venit mare. Și eu știu care sunt piețele. Ele au mari venit și trebuie să plătească mult impozit. Dar le-au trecut la metru pătrat. Dar noi avem legea, noi avem hotărârea de guvern din 2003, unde ne-au impus ca toți producătorii autohtoni să fie asigurați cu locuri de comerț. Deci trebuie să te extinzi. Dar noi, fiind o republică agrară, iei un pământ, plătești primăriei 12 luni, dar lucrezi pe dinsă 4-5 luni, cel mult. Și toți știu asta, fiindcă tot, oricum, noi nu avem alți. Numai noi suntem toți foști copii de țărani. Că nu suntem un neam cu sute de, cu mii de ani, da? Și adică fiecare știe lucrurile astea, dar nu o face. Deci, să se schimbe înapoi, să vină la impozit, taxa asta de piață, să fie din venit, nu din metru pătrat. Mai mult că atât. Taxa asta, cum și-am spus, că i-au venit acum, al doilea TBA, dacă s-o luăm după sumă, dacă s-o luăm după, vedem că ei, zic, în procentaj, zic, vine al doilea TBA. Deci, autohtonii, care toate guvernările și care toate astea s-au lăudat tot timpul că eu sprijină autohtonii, sprijină autohtonii și sprijinindu-se, tot le dau în cap, în cap, în cap și distrug. Acum cu târgurile astea. Cu târgurile astea care le organizați. Bine. Este conceptul ăsta, nu știu. Încă sovieti ce făceau, dar atunci nu erau pieți când făceau sovieti și lucrul ăsta. Dacă organizați voi târguri în fața pieții, Ciocana, poftim, are mers cel bătrân, are 3 sau 4 km. Făceți, dragul meu, acolo unde cetățenii nu au piață, făceți în capăt, la Dumeniu, făceți acolo târgul. Aduceți într-adevăr produsele autohtone oamenilor acolo care au nevoie, dar nu în fața pieței. Dumneavoastră doar nu sunteți concurență neloială, nu? Nici dar, aveți drept. Concurență neloială, articolul 19, că statul păi, creează niște... Păi da, dar eu zic că doar nu fac, eu am spus că respectă legea, nu fac concurență neloială. Dar asta nu e concurență, asta e sabotaj. Piețele este neorganizate. În fiecare piață, vis-a-vis altă piață. Asta e sabotaj. Asta e încurajarea cetățenilor care sunt loiali statului, care plătesc, care susțin toată structura asta care e făcută mafiotă din statul ăsta. Eu cred că trebuie să oferim dreptul deja la replică și la răspuns. Oferiți, prea multe întrebări. Și atunci el ce spune? Băi, nu fii prost. Nu face notificări. Nu ți-a autorizație. Nu plăti taxul tare. Bine, vis-a-vis de piață și lucrezi acolo și gata. Asta ce este? Asta nu e asta... Nu, asta e sabotaj. Sabotează, vă zic că însuși structurile statului sabotează structurile statului. Vă zic, da. Și atunci, noi ce facem? Vine și la noi la contrariu că zice, dar cum să respecte omul când el vede că atât e de nerespectat? Atât e bătjocorit? Da, să luăm la rând, că ați abordat mai multe întrebări, să oferim posibilitatea să explicăm. Precis, nu mai spun de alte taxe. Da. Am zis de taxe de piață, care ar fi normal să fie când iei un cărbeț. Da, ați menționat asta, eu îmi duc aminte la primă ședință. Dar nu, că am cărbeț și o țin undeva ascuns acolo. Este okay. Venitul, ai impozitat venitul, da? Da. Și însuși impozitul este care pe taxe, ca să într-adevăr, să corespunde ceea ce spun cu ceea ce fac, să-l micșoreze. Să ia, uite, au spus acum aia că la centrele comerciale 21 de lei la dacă are 1000 de metri pătrați, da? Pe metri pătrați. Așa a spus. Este în funcție de suprafață. Vedem câți de metri? 21 de mii, da? Putem să care deschidem slide-ul să... Păi întrebarea este, de ce dumneavoastră să protejați centrele comerciale? Nu se protejează adică... centrele. Eu aștept dumneavoastră posibil să vă terminați discursul ca să am posibilitatea da, exact, să răspund. Da, dumneavoastră... Adică două, cel puțin două de la mine. Spuneți, vă rog, dumneavoastră doriți să aflați răspuns la ceea ce ați înaintat întrebări sau pur și simplu vă expuneți și profitați de ocazia de a comunica într-un monolog în ședința de astăzi. Domnule, dacă dumneavoastră doriți să obțineți răspuns, atunci vă rog să vă opriți și să așteptați care este răspunsul autorității la ceea ce ați formulat dumneavoastră. Fiindcă, în primul rând, nu au fost niște întrebări la subiect, de fapt, ceea ce ați menționat dumneavoastră, dar au fost niște
afirmații false, în primul rând, au fost niște manipulări pe care le faceți în mod public, într-o ședință publică organizată pe baza unei platforme de comunicare public-privată. Ascultați, vă rog. Dar, în primul rând, ceea ce dumneavoastră menționați, că sunt organizate iarmărași sau târguri ilegale. Este un fals absolut, ori legea 231 prin comerțul interior prevede în mod expres că activitatea de comerț poate fi desfășurată în cadrul amplasamentelor organizate cu ocazia evenimentelor publice, târgurilor și altor de asemenea tip. Iar măroace, iar autoritatea publică locală este în drept să autorizeze asemenea evenimente pe locații stabilite. De fiecare dată când se emite o dispoziție de autorizare a unui iarmăroc sau unui târg, el se emite în corespundere cu locațiile identificate de către preturile de sector și de sau la solicitarea anumitor organizatori. Și aici vă rog iarăși să nu manipulați, ori nu primăria organizează târgurile în mare parte. Da, sunt târguri care sunt organizate de primărie, dar primăria poate autoriza și organizarea unui iarmăroc tematic sau unui târg tematic la solicitarea unui organizator, fie el agent economic privat, fie el asociație obștească. Exact, este cazul, spre exemplu, Ecolocal, care periodic organizează târgul său în scoarul Kenford sau alți agenți economici în asemenea condiții. Doi, referitor la propriu zis propunerea care ați avut-o dumneavoastră la micșorarea sau la revenirea la impozitul sau la taxarea propriu zis a veniturilor. Iarăși vă reamintesc, dacă noi vorbim în cadrul reglementator actual, în codul fiscal, prevede taxa pe unități comerciale și prevede care este baza impozabilă. Baza impozabilă în cazul taxei stabilite pe unități comerciale poate fi suprafața de desfășurare a acestei activități comerciale. Ceea ce dumneavoastră aveți obiecții față de TVA este absolut altă sursă de venit pe care o are stabilit bugetul de stat, în primul rând, da, care nu are nimic comun cu sursa de venit a bugetului local, care se formează din contul taxelor locale. Ori eu vreau încă o dată să menționez ceea ce zicea doamna viceprimară din start. Noi suntem exact puși în situația unor consumatori. Da? Și atunci când se atestă o creștere la serviciile pe care le consumă până la urmă municipalitatea ca autoritatea publică, fie acestea costuri la energie electrică, fie costuri la energie termică, costurile pentru bunurile pe care le consumăm noi, pentru alimentarea copiilor, dat fiind faptul că s-a înregistrat creșterea acestor costuri, creșteri inflaționale de circa 30%, din ce surse urmează să acopere municipalitatea creșterile care au fost înregistrate, neavând posibilitatea de a stabili venituri suplimentare față de cele care sunt prevăzute de codul fiscal? Puteți să ne explicați? Ori, în pofida acestui fapt, noi nu am mers pe majorarea reglementată și prevăzută așa cum trebuia să se meargă, da? Pe majorarea în valoare de 30% la costul inflației pentru a acoperi costurile inflației generate nu de municipalitate în mare parte, generate de situația economică din zonă. Și doamna viceprimar nu a menționat faptul că majorarea care am avut-o acum, care o propunem până la urmă de 6%, este sub costul inflației din regiune. Ori noi avem în zona euro inflație de peste 8% în zona economiei Uniunii Europene, care a fost una extrem de mare. Și trei, vă rog mult să ascultați, ceea ce se referă la facilitățile acordate producătorilor autohtoni și produselor autohtone, vă rog, iarăși să nu dezinformați, noi nu ne referim la originea comerciantului, ceea ce a spus dumneavoastră. Dumneavoastră, vă rog mult să ascultați, că eu nu v-am întrerupt sub nicio formă și aveți respectul necesar în comunicare. Dacă nu aveți educația în acest sens, înseamnă că noi nu mai comunicăm în continuare. Da? Vă spun, atunci când dumneavoastră comunicați despre produs
autohton, trebuie să vă referiți la produs autohton nemijlocit, dar nu la vânzător și naționalitatea acestă, fiindcă nu are absolut nimic în comun. Ori târgurile pe care le autorizează municipalitatea în cadrul spațiilor publice se referă anume la posibilitatea oferită pentru a comercializa produsul autohton local, fie el agroalimentar, fie de alt tip. Și anume pentru acest tip al producătorilor și al produselor, municipalitatea, într-adevăr, susține și oferă facilități, inclusiv prin scutire la taxe. Și o consider ca fiind o abordare foarte corectă. Ori, producătorul respectiv, adresându-se la o piață, are impedimente în a lua un loc în cadrul acestei piețe, fie datorită costului ridicat al locului, fie datorită altor cauze. Vă rog. Bun. Da. Doamna Carolina. Am dreptul la replică. Da, aici noi nu putem face dialog, da, nu este asta, replici. De legislația interzice. Nu poate face chestia asta. Dar doar înainte era taxă de piață, se lua din venit. Deci era legislația așa? Știi cum s-a explicat? Trebuie de modificat legislația. Legislația nu o schimbă autoritatea publică locală. Dar eu ce-am spus că da, nu. Mergi cu demersul. Nu, aveți partide care sunt în Parlament, cum s-a făcut atunci. Spuneți, domnul Ierițu. Și stați un pic. Da. Și cu chestia asta, cu bulevardele, cu... Da? A spus corect chestia asta. Numai că este o decizie a Consiliului Municipal din 2019, unde erau interzise aleile principale din sectoare să se petreacă iar marvașele. Ridicați și o să vedeți. Eu știu. Este regulamentul cu privire la comerțul local 15/14, care este aprobat de către Consiliul Municipal, da, și care stabilește regulile de organizare a activității comerciale pe teritoriul municipiului Chișinău, inclusiv în cadrul târgurilor și iarmăroacilor ocazionale care sunt organizate. V-ați spus că atunci Express a făcut lucrurile astea, că se mai transformă bulevardele în pieți, cum erau atunci pe atunci, prin 2019. Și atunci s-au pus bulevardul cu tare, bulevardul de sectorul cu tare, de sectorul cu tare. Da, preturile au dreptul la indicare, preturile arată locurile unde se fac chiar manoacele. Dar li s-au interzis preturilor la străzile principale să facă și este lista întregilor străzi care se interzise. Și Mircea interzis. Vedeți prevederea ce exact se interzice acolo, ca să nu intrăm acum în detalii care nu țin de decizia de taxă. Noi nu trebuie să ridicăm, noi suntem cei care am participat la elaborarea acestei decizii. De asta eu vă rog dumneavoastră să o ridicați și să o știți. Și eu vă rog să ce ați promis, în alegere a spus că veniți să nu discutăm acum. Eu vă rog, să nu... Subiectul e foarte tehnic. Cum ajungem noi la alegeri taxelor locale? Aici chiar nu aveți niciun motiv să invocați alte... În alegere a spus că okay, da, noi nu discutăm acum despre alegeri. Să nu monopolizăm discuțiile, văd că mai oameni sunt... Noi am auzit pe dumneavoastră. 30 de ani tot mă prostesc. În afară cei 40 sunt de ce mă prostesc. Fără invinuire, noi v-am auzit. Noi venim să micșurăm taxele, alegeți-ne. V-am ales. Dumneavoastră acasă cât achitați factura la gaz ridicată în ultimul an? Dumneavoastră ați fost în față să protestați la cei care au majorat factura. Explicați-mi acum. De ce achitați conștient de 7 ori mai mult pentru gaz? Și de ce 6%, care este sub metodologie? Nu. Eu încerc să intervin, dar... Dați să mergem mai departe. Doamna Carolina Lintea, Asociația Producători. Dacă ar fi lucrat Consiliul Concurenței, atunci, când noi... Frumos am fi înaintat să modificarea Asociația Producătorii de Lapte și Carne, Carolina. Ar demonstra sau noi am aduce probe, fiindcă primăria, deci face niște facilități în cazul dat celor care comercializează în piețele formate sau comerțul ambulant pentru producătorii autohtoni. Fiindcă este adevărat. Cum găsiți dumneavoastră locația, să puneți drept în fața unei alte pieți sau în fața unui magazin. Deci astea sunt practici neloiale, aplicate în raport cu unitatea care deja este amplasată. Dumneavoastră e amplasată încă o piață micuță, bine, pe sâmbătă și duminică, dar oricum, pentru două zile, astea sunt niște practici neloiale acordate de către o autoritate. Sunteți de acord cu mine? Nu suntem de acord. Dacă nu este așa. Da, fiindcă noi astăzi nu putem să demonstrăm. Cu asta trebuie să ocupi Consiliul Concurenței. Fiindcă atunci când se selectează locația, nici de cum nu poate fi, de exemplu, la 100 de metri de o altă unitate de comercializare. Nu, haideți, că
Toți am absolvit. Dumneavoastră, unde sunt stabilite aceste distanțe la care vă referiți dumneavoastră? Unde sunt aceste limite la care dumneavoastră acum faceți referire? Eu nu cunosc despre anumite limite care sunt impuse de către cadrul reglementator. Se propune, probabil. Nu, erau 50 de metri în regulă. Noi cu dumneavoastră, pur și simplu, dacă ar fi lucrat în Consiliul Concurenței, noi am fi avut astăzi o evaluare, desigur că dacă și noi ne-am fi adresat, care ar fi spus că, uite, primărie creează niște practici neloiale, amplasând comerțul ambulant la 50 sau 100 de metri de o unitate de comercializare. Fie asta piața de la sectorul Ciocană, sau fie asta altă piață în fața numărului 1, sau nu vreau să menționez unde se creează. Asta e altă întrebare. Bine, dacă permiteți, poate aici, la acest subiect. Păi, o să vă expuneți, dar dați să răspund la întrebare, ca să nu acumulăm după asta. Nu vreau să răspundeți, dați-mi voie să mă expun. Și, până la stimate domnule Vitiuc, stimați reprezentanții ai primăriei, eu vreau să vă spun că acest buget, pe care noastră l-ați creat din tact preluarea taxelor, nu este prea prietenos pentru mediul de afaceri. Fiindcă noi cu dumneavoastră toți foarte bine cunoaștem că în marea majoritate avem întreprinderi micro, mici și mijlocii. Să lăsăm într-o parte cei ce ați vorbit dumneavoastră despre situația economică din regiune, dar situația din economică din regiune este drastică. Dar eu, spre exemplu, nu am văzut de ce dumneavoastră ați majorat taxele pentru unitățile comerciale. Și m-am uitat că taxa comercială diferă foarte mult de taxele comerciale aplicate pe metru. De exemplu, de la 50 până la 100. Și am să vă explic ce ați făcut. Ați majorat acolo unde știți că este un număr mai mare de întreprinderi micro, mici și mijlocii. Cei care de fapt plătesc și asigură taxele la buget. Asta nu e în favoarea dezvoltării antreprenoriatului. Fiindcă sunt întreprinderi micro și mijlocii care sunt create, de exemplu, și el nici venit nu are pe lună atâta că trebuie să achite taxa. Deci, eu înțeleg că dumneavoastră faceți referință la legislația națională, dar creativitate în ceea ce ați făcut nu am văzut absolut deloc. Făcând o facilitate pentru dezvoltarea afacerilor. Micro, mici și mijlocii. Nu vorbim de cei mari. Și a doua întrebare este, totuși, cu taxele astea, taxa de 10 lei, taxa amenajarea teritoriului și taxa transportare deșeurilor. Noi cumva avem o descifrare cum sunt ele preluate și nu atât cum sunt ele colectate, cât cum ele sunt distribuite și unde sunt utilizate. Când eu, de exemplu, eu vreau să plătesc, dar eu să știu ce se face pe banii care noi îi plătim și întreprinderile și ca persoană fizică. Ok, mersi. Iată, acestea sunt trei întrebări la care dumneavoastră trebuie să-mi oferiți mie un răspuns și desigur că noi susținem foarte mult crearea târgurilor pentru producătorii autohtoni, dar nu în detrimentul celor comercianți. Fiindcă mie mi se creează impresia că astăzi crearea acestor târguri este mai mult un PR politic decât însuși dorința de a crea o activitate economică. Când eu când văd piața cu stația drept în mijlocul orașului Chișinău, eu cam am foarte mari dubii. În special cum lucrează piața centrală, activitatea pieței centrale. Și acolo înțeleg foarte bine că nu este în favoarea acelui producător non-casnic, producător casnic sau în favoare agentului economic. Deci cred că trebuie să faceți și acolo regulă. Okay. Știți, mie îmi pare un pic straniu cum noi de la taxe... Nu, noi îți răspundem doar la întrebări legate de taxe, nu vă supărați, eu cumva văd aici și cred că domnul Roman vrea să zică tot aceeași, niște învinuiri sau întrebări, propuneri... Da, vă rog să mă întrerup, că nu l-am întrerup. Întrebări, propuneri și subiecte abordate în afară proiectul decizie pentru care noi am venit. Noi nu am venit aici să discutăm alte domenii, noi nu am venit să discutăm învinuiri, noi nu am venit să discutăm păreri. Proiectul de taxe locale în fiecare an este plasat spre consultări publice pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Chișinău.
Eu nu am văzut vreo propunere să vină din partea oricărui participant astăzi la ședință cu toate cele care le propuneți astăzi. Desigur, este normal și ok să veniți cu ele și aici în dezbateri. Dar eu vă rog foarte mult să fim constructivi și să discutăm proiectul pentru care am venit. Și deci, repet încă o dată... Taxa pentru întreprinderile, despre exemplu, unitățile comerciale, până la 50-100. Iată, care a fost formula? Dumneavoastră, pe ce v-ați bazat, majorând doar pe faptul că este inflația? Explicați, de ce taxa? Este diferență dintre taxa până la 50 de metri pătrați și celelalte care merg mai jos, că ele au diferite valori pentru dumneavoastră pățuita. Care? Pe ce v-ați bazat? Care este formula? Noi să răspundem pe rând la întrebările pe care le-ați dat. Da. Eu vreau doar să văd dacă dumneavoastră ați mai văzut și proiectele precedente care au fost propuse spre dezbateri sau cele care au fost aplicate anterior pe taxele locale. Nu, 2023, 2022, 2021 ați examinat proiectele? Sau acum mai veniți dumneavoastră? Eu v-am dat o întrebare. Dumneavoastră ați văzut proiectul de decizie pe stabilirea taxelor locale pentru anul 2021? Pentru anul 2022, anul 2023. Întrebarea mea este reșind din faptul că exact metodologia respectivă a fost aplicată pe parcursul întregilor ani de când s-a preluat modalitatea asta de stabilire a valorii taxe în funcție de ratele inflației. Și, să zic așa, criteriile în funcție de suprafețele comerciale au existat și în anul 2021 și 2022 și 2023. Și acum sunt propuse exact aceleași suprafețe. Colegul v-a spus că noi am intervenit doar la centre de agrement în care a fost modificată suprafața ca baza impozabilă. În rest, a rămas abordarea exact aceeași ca și în anii precedenți. Respectiv, sau nu ați avut interesul de a examina proiectele anterioare, sau acum o faceți în mod intenționat. Și întrebarea mea era cum noi de la subiectul taxelor locale ajungem la politic, da? Sau asta este cea mai mare problemă pe care eu o văd acum. La întrebările dumneavoastră. Deci Camera de Comerț este apolitică, avem membri din toate partidele. Noi nu discutăm aici despre politică în genere, subiecte concrete la taxe locale. Deci nimic nu a intervenit, doar ați majorat taxele. Cu privire la taxele locale, dumneavoastră, ați auzit prezentarea colegilor și s-a comunicat că majorarea s-a efectuat în funcție de rata inflației care urma a fi de 30%, însă municipalitatea a mers pe soluția de a aplica aceeași cotă de majorare care a fost pentru anul precedent. De fapt, majorările urmau a fi mai mari la nivelul celor care sunt aplicate la produsele reșind din situația inflaționistă în Republica Moldova. Ok, asta mă cu nimic nou nu s-a intervenit, decât cu majorarea taxelor. Atât. Mulțumesc mult, mai departe, următorul. Cu deșeurile ați întrebat, acum și o să vedem. Acum și cu deșeurile. La subiectul care l-a abordat, că l-ați abordat și dumneavoastră și domnul director de piață. Într-adevăr, anterior, în redacție din 2017, în regulamentul de comerț local era prevăzut. Amplasamentele pentru desfășurarea comerțului ambulant pot fi situate la o distanță mai mare de 100 de metri de la piețele autorizate, de cel puțin 50 metri de unitățile comerț și alimentație publică staționare pentru produse similare comercializate. Urmarea sesizării unui agent economic depus către Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței a sesizat sau a notificat primăriei municipiului Chișinău referitor la necesitatea excluderii prevederii date din regulament și respectiv în redacțiile actuale regulamente prevederile date nu se mai regăsesc, când primăria a fost notificată oficial de către instituția publică de profil. Și ce a fost anulată decizia? Modificată, da. Din 2017 s-a modificat, avem deja trei regulamente aprobate. 2017, 2020, 2021, al treilea regulament. V-am spus, la momentul actual se aplică prevederile deciziei 15/14 în redacția care există acest... Un agent economic, act normativ local. Au răsturnat... A sesizat Consiliul Concurenței. Instituția de profil a examinat chestiunea și a notificat primăriei referitor la necesitatea de excludere prevederilor date, restricția ce țin de parte de distanță din regulament. Consiliul Municipal a luat o decizie corectă, da?
cât îi vin de la Curtea Supremă și tot, dacă Consiliul Municipal nu merge la chestia asta. Stimați domn, decizia actuală este la fel la Consiliului Municipal, păi la care noi ne referim. Anul 2021 este regulamentul aplicat conform competenței aprobat de către Consiliul Municipal. Nu știu ce mai discutăm. Dumneavoastră îmi puneți ca exemplu o decizie din anul 2017 care a fost abrogată, acum se aplică absolut alte reglementări aprobate în modul de către dumneavoastră, partidul care îl aveți, da? Dumneavoastră iarăși ajungeți la alt subiect. Eu vă rog mult să ne axăm pe subiectul taxelor locale și dumneavoastră o reacție la ceea ce încercați iarăși să promovați că municipalitatea majorează taxele locali. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați sesizat cumva autoritățile centrale în cazul majorărilor care au fost aprobate de către aceștia prin aprobarea politicii bugetare fiscale pentru anul 2024? Dumneavoastră ați sesizat autoritățile centrale în cadrul proiectului bugetului de stat aprobat pentru anul 2024? Ați sesizat? Nu ați sesizat. Știți de ce nu ați sesizat? Că nu a fost asigurată dezbaterea publică nici a proiectului politicii bugetare fiscale, nici a bugetului de stat pentru anul 2024. Nu a fost asigurată platforma dezbaterilor publice și s-a aprobat în două lecturi foarte repejor. Noi acum discutăm, fiindcă am dorit să avem un dialog corect pe bază de înțelegeri. Dar dumneavoastră insinuați anumite chestii. Stimați colegi, Carolina, o secundă. Deci aici la Camera de Comerț noi avem diferite discuții, dar nu trebuie să ajungem la tensiuni. Este o discuție constructivă, vă rog, fără învinuiri. Nu așa se poartă dialog public-privat. Noi astăzi discutăm, vă rog, fără învinuiri. Sau discutăm că s-au făcut sau nu s-au făcut. Asta e. Nu, noi discutăm proiectul care a fost prezentat de decizie. Și dorim să care, de ce s-a mers pe o formulă sau nu s-a aplicat altă formulă în formarea taxelor. Ați primit răspunsul. Da, mergem mai departe. Deci ceea ce ați spus, inclusiv acele 100 de metri și alții, deci toate aceste momente pot fi propuse pentru modificarea regulamentului și noi în contextul acelui exercițiu cu strategie comerț 2030 am văzut în țările europene există așa prevederi cu restricții la respective. Dar pentru asta mediul de afaceri trebuie să vină cu propuneri argumentate care vor fi înaintate spre examinare. Stimați participanți, vă rog, fără învinuiri, fără emoții, foarte constructiv, să vedem dacă mai sunt întrebări de la alți participanți. Avem mai mulți. Dacă îmi permiți, oricum am vrut să aduc o claritate în acest sens. Metodologia a fost cea aprobată în anul 2020, adică nu este ceva ce este acum un know-how sau ceva nou de către municipalitate. S-a mers pe metodologie dezvoltată în comun cu comunitatea mea în contextul în care a fost prezentat acest subiect. Am înțeles. Păi da, dar dumneavoastră până acum, din 20 de participanți, numai 2 au reușit să intervină. Da, eu mai am o întrebare. Întrebarea 3 cu taxa amenajarea teritoriului, taxa transportarea gunoiului și taxa de 10 lei sau 120 de lei care se preia anual de la persoane fizice. Deci aceste taxe, cum noi le... Ne spuneți, vă rog, unde ați văzut taxa pentru transportarea gunoiului? Transportarea gunoiului nu avem așa taxă, poate dacă ne explicați. Unde ați găsit așa taxă? Undeva am găsit-o, nu la undeva, dar undeva am găsit-o. Păi, dar dați întrebarea nouă. Haideți să spunea, taxa amenajarea teritoriului, de ce a crescut? Și taxa de 120 de lei, totuși taxa dată, este pentru ce? Deci, încă o dată, prima taxă la care vă referiți a crescut cu 6%, creșterea care a fost aplicată pentru toate taxele. Aici nu avem alt răspuns decât cel la care l-am prezentat, nu știu la care vă așteptați dumneavoastră. Taxa pentru salubrizare de 120 de lei pe an este o taxă prevăzută de codul fiscal și care este aplicată de mai multe autorități publice locale din întreaga Republică, nu doar de municipiul Chișinău. Vreau să vă zic că această taxă primii 2 ani nu a putut să fie aplicată și a trebuit să fie anulată, pentru că nu exista un modul în cadrul sistemului informațional prin care taxa dată putea să fie calculată și încasată. Respectiv, ea a fost încasată abia în acest an.
Mi este foarte straniu de ce nu întrebați pe ce se duce, spre exemplu, taxa pentru unități comerciale. De ce v-ați oprit anume la taxa dată? Eu înțeleg de ce, în contextul primelor întrebări pe care le-ați dat. Nu există separat descris în buget, la capitolul de cheltuieli, unde exact se duce suma care este încasată din veniturile pe una, pe o taxă anumită sau pe alta. Respectiv, toate veniturile care sunt încasate sunt direcționate spre cheltuielile, iarăși, în primul rând, asigurând cele curente, după care cele investiționale. Dar iarăși vreau să menționez că taxa pentru salubrizare este taxa pentru salubrizarea teritoriilor de uz comun, parcuri, scoaruri și multe altele. Vreau să vă zic că costul anual pentru municipiul Chișinău al salubrizării acestor spații de uz comun este de peste 230 de milioane de lei. Și faptul că se încasează 120 de lei pe an, care în total constituie, cât a fost încasat în anul acesta, 28 de milioane, nu acoperă nici pe departe, nici 10 parte, nu acoperă costul pe care îl are municipalitatea pentru salubrizarea spațiilor de uz comun. Și eu cred că fiecare dintre dumneavoastră, trăind în Chișinău, vede foarte bine cât de curate sunt parcurile, scoarurile și multe altele. Dacă să ne referim la întrebarea pe care asta. Am vrut doar să văd un raport pe pagina oficială a primăriei despre cum este utilizată transparența. La asta vă referiți. Ca și pentru multe alte taxe care sunt prelate. Eu nu sunt contra să plătesc, dar că eu trebuie să știu cât, unde și pentru ce s-au utilizat aceste taxe. Dacă deschideți... Dar nu se referă, asta se referă la taxa care e 120 de lei și amenajarea teritoriului. Nu se referă și la taxele pentru care le puneți pentru unități comerciale. Mulțumesc. Dacă eu vreau să vin aici cu un răspuns, totuși dacă deschideți pagina transparență.chisinau.medem, dumneavoastră vedeți nu doar la zi cât se încasează pe toate pozițiile de venituri ale municipiului, fie proprii, fie transferurile de la bugetul de stat, dar vedeți și pe fiecare compartiment de cheltuieli, până la școală separată, grădiniță separată, spital, cât s-a cheltuit până la ziua de astăzi din bugetul municipal. Nu putem vorbi că nu există transparență. Eu chiar vă rog să și vă îndemn să deschideți transparență.chisinau.md și să vedeți ce informații oferă municipalitatea. Nu există nici la buget, nici la nivelul întregii țări așa informații și nu o să găsiți nici în regiune așa un instrument care poate să vă ofere absolut toate informații de care aveți nevoie. Nu puteți să spuneți că nu este transparent. Mersi. Da, bine de știut. De exemplu, nici noi n-am știut că există așa site și trebuie și... Deci, într-adevăr, poate să comunicăm mai mult și să transmitem mesajul acesta la membri și la antreprenori ca să fie la curent. Dacă îmi permis o completare pe taxa de salubrizare, vreau să vă aduc o cunoștință că în anul 2022 primăria municipiului Chișinău a venit cu inițiativa de a fi exclus această taxă din codul fiscal. Da, prin intermediul interpelării efectuate de către autoritatea publică locală Chișinău, prin intermediul deputatului, s-a înaintat în Parlament. Propunerea respectivă nu a fost susținută de către Parlament de modificare a codului fiscal. Vă rog mult! Și în asemenea condiții trebuie să cunoască lumea că nu este vorba despre dorința individuală a primăriei de a încasa această taxă. Este vorba despre prevederile cadrului normativ pe care noi îl aplicăm. Mulțumim. Vă rog, alți participanți, dacă aveți întrebări la subiectul nostru, vă rog, Piața Centrală, vă rog, vă ascultăm. Nu știu dacă la acest moment este oportună propunerea mea de a examina posibilitatea completării de liste autorităților și persoanelor care se bucură de lisnirii fiscale la plata taxelor locale, mă refer la anexa numărul 1, prin introducerea în această listă și a întreprinderilor municipale. La punctul 1, taxa pentru amenajarea teritoriului. La punctul 3, taxa de plasare publicității. La punctul 7, taxa pentru parcare. Și la punctul 9, taxa pentru dispozitivele publicitare.
Dacă este oportun, noi cu astfel de propunere am venit și... Noi am primit solicitarea dumneavoastră, da, și este examinat. Da. Dacă noi avem toate propunerea. Următoarea întrebare, odată cu anularea patentelor de întreprinzător în comerț, evident, această categorie de întreprinzători a fost expusă, dar să nu uităm că au mai rămas și patente pentru confecționare și confecționare și comerț, producere și comerț. Deci, aceste persoane sunt scutite în continuare de taxa pe voluntate comercială sau nu? La noi, în piață, spre exemplu, avem deținători de patente care confecționează și comercizează articole din metal, cheie. Ei nu sunt așa de mult, sunt 4 sau 5 patentari, dar oricum ei sunt. Și mai sunt două persoane care confecționează și produc articole din lemn, care e singura casă, de fapt, și le postează, le comercializează. Și a treia întrebare pentru întreprinderea noastră importantă și cu care am venit și la dumneavoastră și ne-am adresat cu propunere de examinarea cadrului legal la ceea ce ține de subiecții și obiectul impunerii cu taxă de piață. Întreprinderea noastră gestionează teritoriul pe care noi toți geografic îl înțelegem și îl apreciem ca piața centrală, dar de iure noi suntem administratori a 65% din teritoriul acestei piețe. Respectiv, ceilalți deținători de terenuri și construcții care conform articolului 290 și 291 din codul fiscal ar fi oportun să suporte și ei cheltuieli privind taxa de piață, asta ar fi o echitabilă și pentru noi ca agent economic, care la rândul de ei desfășurăm activitate de antreprenoriat și ne asumăm cheltuieli, respectiv și ei, comercializând în teritoriul unei piețe, ar fi echitabil, corect și logic să suporte la fel aceste cheltuieli. De asta ca o propunere, până la momentul, dacă va fi decis totuși intervenirea prin repararea acestei lacune de drept, noi am intervenit și la Serviciul Fiscal de Stat și la Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Deci, în situația până a fi modificat cadrul legal, dacă va fi modificat cadrul legal, vă rugăm să atrageți atenție și dumneavoastră ca autoritate publică, ca să aveți încă o sursă de venit, dar să fie taxați toți agenții economici care, la fel ca și administratorii pieței, desfășoară autoritatea de gestionare acestor tipuri de unități de comunicare. Mulțumim pentru propuneri. Noi avem toate scrisorile și pe care le-ați transmis, le avem și noi. A ultima propunere, ceea ce menționați, într-adevăr, este necesar de intervenit în cadrul normativ. De fapt, taxa de piață este prevăzută anume pentru unitățile care sunt înregistrate pe piețe. În cazul dat, agenții economici care sunt în limita teritoriului respectiv nu au statutul de piață respectiv. Într-adevăr, este o carență de drept în acest sens și urmează să fie soluționată prin modificările legislative de rigoare. Mersi. Vă rog, dacă sunt alte întrebări, alți participanți? Ați primit răspunsurile la toate întrebările? Da, vă rog. Cât bine voi dobăti rășenia la autorizație de reclamă în străință? Că care подразделение primărie будет заниматься будущей авторизацией на площади рекламной? То есть и как будет удерживаться налог сейчас
если нет авторизации, ну, как разъяснение налоговой, что предприниматель сам должен посчитать примерную площадь, заплатить, но авторизации у него нет. То есть как вы посчитали налог, который вы все должны заплатить за рекламное устройство, если авторизации не выдаются? А если выдаются, то кем? То есть и как будет регламент, ну, работать? Noi suntem în elaborarea acestui regulament, el trebuie să fie aprobat de Consiliul Municipal. Acum, înainte ca să fie el aprobat, nu putem să vă dăm răspuns. Dacă aveți nevoie de răspunsuri intermediare sau vă interesează ce prevede regulamentul vechi și cum se aplică, atunci eu vă îndemn să scrieți o scrisoare către Direcția Arhitectură. Este direcția care este responsabilă de stabilirea acestei taxe și să-l depuneți la ghișeul unic și veți primi toate răspunsurile pe care le... care vă interesează. În cadrul direcției există secția responsabilă exact. La care s-a referit, respectiv, dar în lipsa mecanismului activ la moment, într-adevăr, aceste autorizații nu se eliberează. Dar acest fapt nu trebuie să împiedice stabilirea unei taxe în acest sens pentru buget pe anul următor. Ori, în condițiile în care, pe parcursul anului, va fi aprobat regulamentul, el va trebui fi aplicat și, respectiv, se vor aplica taxele care sunt propuse în acest sens. Noi vreau o întrebare în contextul dispozitivului publicitare, anume întrebarea cu publicitatea pe vehicul. Da. Am acordat o solicitare la primărie, am primit scrisoare, dar practic, mod-a-mod din legislație a fost dat răspunsul și neavând o claritate. Acolo este condițiile de plasare și taxare a publicității. În cadrul întreprinderii noi ne ocupăm cu prestarea serviciilor. Plasarea informației, să zic așa, despre întreprinderi pe vehicule întreprinderii care nu nici nu depăsează mărfuri, nici pasageri. Noi nu intrăm sub incidența la ca subiecte a impunerii. În regulamentul care o să fie elaborat, o să fie o claritate despre anume, despre subiecte care o să fie anume subiecte ai impozitării. Regulamentul va fi supus consultărilor publice. Nu există claritate pentru că nu există încă regulamentul aprobat. El se elaborează la momentul de față. El va fi supus consultărilor publice și atunci puteți să veniți cu propunere. Dacă o să vedeți că el nu prevede răspuns la întrebarea pe care ați dat, atunci puteți să veniți cu propunere în cadrul consultărilor. Orice document, orice regulament care este aprobat de primărie se consultă inevitabil public. Nu pot să vă spun, nu este domeniul nostru de activitate să vă răspund exact, dar eu cunosc că se lucrează la acest regulament și urmează să fie aprobat anul următor. Deoarece autorizațiile au fost eliberate, suma este considerabilă. Noi nu suntem de acord cu... Noi am venit cu propunerea de a fi anulate aceste autorizații, că nu cădem sub incidență. Însă nu a fost... N-am primit răspunsul. Care îl privește și în cazul ăsta. Dacă nu este aprobat și regulamentul la moment. O să urmărim. Eu spun că nu cădem sub incidența de a fi taxat. Mm-hmm. Pentru că noi suntem sub incidența de a fi taxați. În cazul ăsta, dacă sunt autorizații, eu sunt obligată să calculez taxa asta. E considerabil un test de transport. Asta și mă interesează. Ce aici mă doare. Să plătesc banii ăștia în buget. Da, eu plătesc în buget. Dar ei nu se pierd. Dar oricum vreau să fie... Da, bine, dumneavoastră o achitați dat fiind faptul că ați obținut autorizația de pasare a acestei publicități pe unitățile de transport. Există. Până la urmă, da, există bază impozabilă în acest sens. În condițiile în care dumneavoastră considerați că nu trebuie să dețineți această autorizație, este alt subiect și respectiv urmează să contestați unica și s-a bazat această... primăria pe punctul 3 că a fost acordat de către direcția de poliție permisiunea, dar asta e normal că mi-a dat permisiunea, nu contravine regulilor de plasare. Dar taxa... E clar, întrebarea a rămas deschisă, așteptăm să fie acest regulament, proiect prezentat pentru consultări și să avem o claritate. Tot la același subiect, da? Tot la subiect, da, pentru. Da, ну вопрос больше к налоговой инспекции. Рекламодатели за размещение рекламы на автомобилях просят компенсировать им налоги. То есть на текущий момент налог уплачивается другое юридическое лицо, невычитаемый. То есть мы готовы платить за этот, ну, то есть компенсировать затраты, но мы хотели бы, чтобы нам разрешили к вычету.
То есть мы платим налоги за то, что размещаем собственную рекламу на чужом автомобиле, он принадлежит другой компании, она развозит у нас грузы, но при этом мы не можем взять в зачет эти расходы. И хотели бы, чтобы да, сделали корректировку налогового кодекса. Вы обращались к налоговым? Нет, на текущий момент okay. Это просто запрещено. Я просто хочу, чтобы нас тоже услышали. Потому что автомобильные средства принадлежат компаниям-перевозчикам. И размещение авторизации получает компания-перевозчик. То есть это дорого. Mm-hmm. Они сами нам заявили, что со свой счет они платить не будут. Кроме того, еще туда включается за размещение рекламы налог. Он тоже достаточно большой. Но мы хотели, чтобы это тоже, то есть разрешили вычет. Ну и организовавшийся инспекторат фискал диалог редколенчик пудян ланоюсфи планификатши вирок сормарит свинец с адресатом требаря респектива. Я мă bucur că profitând de această platformă de dezbateri publice a taxelor locale, agenții economici au ocazia să se adreseze și către autoritățile centrale în sensul unor probleme pe care le întâmpină. Da. Da, ok. Noi deja mai mult de o oră discutăm, cred că mai avem 5-10 minute dacă cineva dorește să mai intervină la subiectul taxe locale. Trebuie să de analizat documentul, înțelegem că el va fi sau nu va fi în vigoare din 1 ianuarie. Aprobat? Da. Va intra în vigoare odată cu aprobarea acestui în Consiliul Municipal. Da. Eu am fost învinuit că am spus din TBA. Că TVA nu e taxă locală, eu n-am spus lucrul. Eu am spus că taxa de piață devine al doilea TVA. Este deci... înregistrat tot ce ați spus. Noi am înregistrat și putem să verificăm. De taxa de piață a făcut atât de mare că e al doilea TVA. Și atât îi protejează autohtonii. Iată așa, așa a fost. Bun. Fără repetere atunci. Bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări, cred că noi putem, dacă mai este cazul să încurajăm antreprenorii să vină cu propuneri și în scris, dacă e cazul. Desigur, noi, din partea camerei, putem să facem, să zicem, sinteza acelor propuneri care au fost discutate astăzi. Este și еще один, ну последний. Первый пункт, который был в рекламе указан, по местным сборам, это размер сборов за пьяца ключала. А можно рассмотреть возможность исключить сюда индустриальные, например, парки или другие? То есть, наше предприятие находится зарегистрировано в Тракове. Ну, соответственно, склады, которые мы сейчас оплачиваем, мы оплачиваем по общему тарифу. Достаточно большой. То есть от того, что наше предприятие находится внутри индустриального парка, мы не получаем никаких преференций, скажем так. Можно ли предусмотреть? Может, там не один экономический агент зарегистрирован. Может быть, туда, кроме пьяцек, не начало включить пьяц индустриал. То есть, как на будущее, скажу так. Потому что организация индустриальных парков по республике была сделана для того, чтобы развивался бизнес, а в данном случае вообще никаких преференций нет. Ну, по этой теме... площади, то есть, по заниженным, понятно. А не по завышенным. По этой теме мы вот ждем министерства, чтобы пришло и объяснило нам, какая политика министерства в области индустриализации, там готовится какой-то документ, может, это будет уместно. Будет уместно там обсудить роль парков. Bun, vă mulțumesc tuturor pentru aceste întrebări. Încă nu finalizăm ședința, încă, mă rog, două secunde. Deci, repet, dacă sunt propuneri care doriți, puteți să transmiteți la noi, la Camera de Comerț, ceea ce am discutat. Noi, centralizat, sistematizat, le transmitem la primărie pentru examinare și o să urmărim când va fi intrat în vigoare. Cred că oricum dialogul acesta este binevenit, el este absolut necesar ca să ne auzim. Scopul acestui dialog ca să vedem care sunt preocupările mediului de afaceri, ce nu se înțelege. Poate într-adevăr nu reușesc antreprenorii să verifice paginile web autorităților publice și aici dorim și noi cameră să contribuim și să ajutăm să fiți mai bine informați despre ceea ce fac autorități locale. Deci agenda aceasta locală de business. Să fiți mai bine documentați și dialogul acesta să fie foarte constructiv și cu realizări, cu rezultate concrete. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult și reprezentanților primăriei, doamna viceprimar, domnul șef direcție. Vă mulțumim pentru că ați găsit timp în aceste ultimele zile a anului. Toți avem activități, raportări, finalizări de proiecte, activități, dar și cu gânduri frumoase pentru anul viitor. Și aici trec la următorul subiect foarte scurt, vorbind de pozitiv și gânduri frumoase despre viitor. Doar vrem cu titlul de informare să informăm mediul de afaceri, antreprenorii, că în colaborare cu un proiect UNFPA,
noi implementăm și promovăm în rândul antreprenorilor politici favorabile sau cum corect, Diana, să-mi ajut, te rog, să spunem despre acest proiect și dorim să vă încurajăm să vă aliniați proiectul și Diana o să vă ofere câteva detalii despre această activitate. Da, noi vă rog. Familia, tot ceea ce înseamnă cald și frumos și noi, cum spune doamna Natalia, implementăm politici prietenoase familiei la loc de muncă. Deci, întreprinderile care încearcă să asigure angajaților lor echilibrul dintre viața de muncă la serviciu cu familia. Și asta în special se referă la familiile care au copii și mamele tinere care nu ar vrea să stea 3 ani, să pierdă din calificare și din activități, s-ar fi întors la serviciu un pic mai devreme dacă i-ar fost create anumite condiții. Și ținând cont că posibilitățile bugetului pentru astfel de condiții la nivel centralizat este foarte greu de identificat acele resurse, agentul economic uneori singur creează aceste condiții pentru angajați. Și iată, noi am avut 5 companii campioane în proiectul ăsta, pe parcursul mai multor ani, ei au primit suport în formă de consultanță și de mentorat ca acele activități care ele desfășurau, de exemplu, zi scurt, regim flexibil de muncă, o cameră specială unde poate o mamă tânără să alapteze copilul sau să o lasă cu cineva ca o mini-creșă sau alte activități sau niște beneficii în formă financiară, niște compensări pentru bone sau ceva de genul respectiv. Multe companii deja le oferă. Dar ele, dacă sunt centrate într-un document, cum ar fi politici de cadre, asta ar ajuta compania să treacă la alt nivel și atunci când noi vorbim că avem cadre puțin cadre calificate, da? Atunci când noi căutăm un angajat, el vede că noi oferim cu tare condiții, el mai degrabă alege în favoarea întreprinderii care oferă niște facilități care îl ajută psihologic să se simte mai confortabil. Pentru că acum salarii oferă și la noi în Moldova destul de înalte întreprinderile. Și iată, noi recent, un an, doi, am instituit nominația întreprinderii prietenoase familiei în cadrul Gali Business-ului Moldovenesc la concursul Marca Comercială a anului. Și pentru asta am elaborat un cadru cu niște reglementări ca să putem, sigur că asta este foarte binevol, deci întreprinderea la decizie să fie certificat cea întreprindere care oferă astfel de facilități angajaților săi. Și noi o să vă transmitem să consultați acest regulament și să ne spuneți, sunteți gata, poate este prea dur, poate dumneavoastră oferiți adițional niște facilități care credeți că este bine noi să le includem acolo, să le bifăm atunci când vorbim de aceste aspecte și doar așa ca un pozitiv să vă încurajez. Dumneavoastră cunoașteți probabil, este în Găgăuzia o întreprindere mare, este membru camerei Asena Textil, fondatori sunt companie din Turcia. Ei au implementat, au fost partea proiectului și i-am ajutat să implementeze acele reglementări în cadre, deci politici de resurse umane. Și acum doar au venit așa entuziasmați, în decembrie am avut o ședință cu aceste 5 companii și au semnat acord de colaborare vorfase cu Lacoste și cu Michael Kors, doar din cauza că au reclamă acest politici, da, au trecut concursul anume în baza lor. Deci este un, nu îți dă mare facilitate fiscală sau nu știu cum, dar este un punct foarte atunci reputat, când vă angajezi persoane calificate și imaginea e foarte bună. Da. Și de asta mă bucur. Și să fiu încurajat cu primăria și cei centrali să oferi careva facilități fiscale pentru încurajare din primăterii reglementării. Da. Pentru asta ne-am adunat, da, să găsim acele posibilități de cooperare, de posibilități de a susținere mediului de afaceri. Cred că era clar. Da,
Exact. Eu vă rog, noi deja facem concluzii. Cred că era clar din start că subiectul taxelor o să fie fierbinte, că întotdeauna cineva achită taxe, cineva are multe întrebări. Deci noi dorim ca acest dialog să continue și la anul viitor, să avem ședințe constructive, cu, cum am zis, cu rezultate, cu propuneri concrete, să fie dialog permanent, regulat, pe parcursul anului și atunci o să cunoaștem mult mai bine ceea ce face autoritatea locală pentru business și ce business dorește, să, ce așteptări are pentru, ce necesități are de susținere. Și ce business fac. În acest mod, vă mulțumesc încă o dată pentru participare. În ajunul sărbătorilor și anului nou, vă dorim din suflet să aveți succese în activitatea dumneavoastră, colectivelor dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Vă dorim succes, sănătate și anul acela să fie un an mai bun, mai productiv și să avem, să ne bucurăm de succesele antreprenorilor autohtoni. Vă mulțumim și la mulți ani! Mulțumim! La revedere! Да? Мы здесь как бы